バーナーの後ろにあるラッキーなスワンズで、次も言われたんですが、aceste imagini sunt de la nunta feciorului prim-ministrului Ion Chicu. Mulți prieteni și cunoscuți de-ai noștri au fost nevoiți să-și amâne nunțile sau chiar să le anuleze și nu au avut primul dans, dar fiul premierului l-a avut. A fost frumos, l-am văzut toți. Muzică, lumini, tamada, aplauze, bravo! Este doar o mică problemă. Tot Chicu a fost cel care a anunțat că organizarea nunților este interzisă din cauza pandemiei de COVID-19. Se pare însă că interdicția este valabilă doar pentru oamenii simpli. Altfel, nu-mi explic ce naiba au făcut vineri seara premierul și invitații săi la vinăria Poiana. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben, iar astăzi vom vorbi despre cum Chicu ne are de proști, de ce ministra sănătății a ascuns că are COVID și rugăciunile lui Dodon înainte de alegeri. Înarmați-vă cu răbdare și foc la ghete! Eu am un prieten care trebuia să se însoare la sfârșitul lunii august, dar și-a amânat nunta pe anul viitor, când a auzit declarațiile lui Ion Chicu din luna iunie. Prim-ministrul spunea atunci la o emisiune TV că și nunta fiului său probabil va fi amânată și că trebuie să n-ai nici gram de bun simț pentru ca să-i inviți pe oameni la nuntă pe timp de pandemie, punându-le sănătatea în pericol. У меня должен быть стыд. Я же не могу, например, к вам прийти и пригласить на свадьбу, ставить вас в ситуацию сложную. Вы же ответственный человек, вы же не хотите себя заразить. А после 50 грамм хорошего напитка уже начинается братание, нарушение социальной дистанции. Я же понимаю, что это произойдет, поэтому я прошу прощения у тех, которые уже пригласил. Входим в положение, потому что здоровье людей наивысшей. Свадьбу так, мы успеем. Вы отменили свадьбу сына. Я еще ничего не отменял, потому что она запланирована на конец лета. Посмотрим, что будет. Но я понимаю, что нужно будет отменить, потому что все равно не уйдет эта пандемия. И люди поймут, наверное, гость. Это ситуация, потому что представьте себе, вот делаешь большую-большую вечеринку вечером, а через три дня твои гости в том очорбе лежат. Кто ты будешь после этого? И заголовки в газетах. Несимțit. Iată cine ești după ce, fiind prim-ministru, organizezi nunta feciorașului cu sute de invitați pe timp de pandemie. Несимțit ești când tu și comisia ta de gestionare a crizei pandemice interziceți desfășurarea nunților în această perioadă, dar singur încalci dispoziția. Несимțit ești atunci când pui sănătatea a sute de invitați în pericol doar pentru ca să fie o noapte socru mare. Несимțit ești și atunci când cheltui bani publici pentru ca să-ți îngrădești poiana cu pază. De ce stați aici? Ce se întâmplă? Cum? De ce ați este teritoriul privat, dar nu suntem achitați pentru a supraveghea teritoriul dat. Ok. De ce atât de mulți? Ce se întâmplă? Dar nu se întâmplă nimic, așa e cu sindicațiile și gata, de la proprietar și gata. Portalul realitatea.md a scris cu trimitere la surse anonime că unor angajați ai restaurantului unde Ion Chicu a jucat nunta fiului său, li s-au confiscat telefoanele mobile. Curios, da? Aceștia ar fi fost preîntâmpinați că, dacă vor depista că au avut loc scurgeri de informații din interiorul ceremoniei, vor fi trași la răspundere penală pentru, atenție, punerea în pericol a premierului și familiei sale. Totodată, li s-ar fi spus că această situație reprezintă o problemă de securitate la nivel de stat. Păi da, când prim-ministrul e socru mare, asta e dita mai problemă de securitate la nivel de stat. Vai de capul nostru! Acum o lună, pe 24 iulie, tot Ion Chicu anunța într-un briefing de presă că nunțile și cumetriile sunt interzise până pe 1 septembrie și că sunt permise doar zilele de naștere sau mesele de pomenire cu până la 50 de persoane. Considerând evoluțiile negative pe plan regional și global, s-a decis extinderea stării de urgență în sănătate publică până la 31 august 2020. Din păcate, se păstrează și restricțiile pentru organizarea ceremoniilor de gen nunți cu metrii. Nu este posibil de eliminat această restricție. Totodată, în cadrul comisiei s-a discutat despre permiterea organizării în unitățile Horeca a evenimentelor gen omagieri, da, mese de pomenire, alte evenimente în baza unor
instrucțiuni clare, se permite până la 50 de persoane organizarea evenimentelor, altele decât nunți cu metri, dar cu respectarea unor reguli foarte stricte. Cum, mama dracului, poți să-ți însori fiul când tu ai fost cel care ai spus cu gura ta că organizarea nunților este interzisă? Cum poți să te piși pe propriile declarații? Câtă minte trebuie să ai știind că toți stau cu ochii pe tine și că oricum se va afla că ai fost socru mare? Amână, omule, nunta și nu-ți tăia singur creanga de sub picioare, așa cum ai făcut-o. Nesimțit, nerușinat și cinic este un prim-ministru care profită de funcția pe care o deține pentru ca să încalce propriile decizii, doar pentru ca să-și însoare odrasla. Omul, în mod evident, ne are pe toți de proști. Nu cred că mai are rost să-i cerem demisia de onoare. Pentru asta ar trebui cel puțin să aibă onoare. Spre exemplu, recent ministrul agriculturii din Irlanda a demisionat din cauza încălcării restricțiilor legate de pandemie. Acesta și-a prezentat demisia după ce au apărut informații în presă referitoare la participarea sa la un dineu, unde erau peste 80 de persoane. Pe când numărul maxim autorizat în contextul restricțiilor legate de pandemie era de 50 de persoane. Tot recent, un alt oficial irlandez, președinta agenției care se ocupa cu promovarea turismului în Irlanda, a demisionat și ea după ce în presă au apărut dezvăluiri că și-a petrecut vacanțele în Italia. Femeia promova ideea că irlandezii trebuie să călătorească în interiorul țării, dar ea a plecat peste hotare. Iată, așa se întâmplă în statele normale. Dar, între timp, dodonul nostru se plimbă unde îi poftește sufletul și nu are niciun stres. Până să ajungem la noua vacanță a lui Dodon, vreau să vorbim un pic și despre faptul că Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a infectat cu noul coronavirus. Despre asta a anunțat inițial Dorin Chertoacă, iar mai târziu confirmarea a venit chiar de la Viorica Dumbrăveanu, pe pagina sa de Facebook. Dumbrăveanu a publicat și o fotografie cu rezultatele analizelor sale. Din imagine se vede că testul a fost confirmat pozitiv pe 25 august. Vedeți bine, aici scrie data de 25 august, 2020, pe când ministra Sănătății a anunțat despre asta doar pe 29 august, adică tocmai peste 4 zile. Șeful ANSP Nicolae Furtună spunea pe 20 aprilie, în cadrul unui briefing alături de ministra Dumbrăveanu, că noi suntem în epidemie COVID. Nu este o rușine să recunoști că te-ai îmbolnăvit. Viorica Dumbrăveanu nu este un simplu cetățean și era obligată să anunțe public că s-a infectat. Poate ar fi tăcut întreaga perioada a bolii dacă nu ar fi vorbit despre asta unii politicieni și presa. Culmea e că femeia a scris despre asta pe Facebook în dimineața după ce Chicu și-a însurat feciorul și erau foarte multe discuții la acest subiect. Nu vi se pare straniu? Poate e doar o coincidență, dar seamănă foarte mult cu un gest disperat de a distrage atenția opiniei publice de la nunta fiului prim-ministrului. Sper tare mult să greșesc. Cu toate acestea, cei care aplaudă și se bucură de faptul că ministra Dumbrăveanu s-a îmbolnăvit sunt niște neghiobi. Sper ca dumneaei să se însănătoșească rapid, iar la revenirea la minister să-și dea demisia. Am văzut un mem care descrie perfect activitatea Vioricăi Dumbrăveanu în calitate de șefă la sănătate, când unicul lucru pozitiv obținut în calitate de ministru este testul la COVID-19. E umor negru, știu, dar e tare la temă. Știți ce este cel mai grav? Că pe timp de pandemie, premierul încalcă toate regulile și își însoară fiul. Ministra Sănătății este bolnavă de COVID și a încercat să ascundă asta cât a putut, iar Igor Dodon se roagă pe muntele Athos. Cine are grijă de țară în perioada asta? Cine gestionează pandemia? Ce-i cu voi, oameni buni? Voi chiar vă bateți joc de popor și de funcțiile pe care le dețineți. Președintele Igor Dodon deja a treia oară în această lună pleacă peste hotare, iar în primele două cazuri nici de gând n-a avut să stea în izolare la domiciliu. Omul a prezentat niște argumente de râsul găinilor. În Rusia a fost la sanatoriu, iar în Grecia s-a dus la munte. Ăsta-i turist cu acte în regulă, dar nu președinte. Mai multe nici nu cred că are rost să adaug. Catastrofă! Sunt sigur că nici în urma unor abateri atât de grave nimeni nu-și va da demisia. Ei știu că noi ne vom indigna un pic pe Facebook și cu asta se va termina nemulțumirea. Așa suntem noi moldovenii, lăsători și pofighiști. Din păcate, se pare că merităm conducerea pe care o avem. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți susține proiectul meu pe patreon.com/doigalbeni. Mulțumesc mult celor 125 de patroni care deja donează lunar. Pentru mai multe video despre ceea ce se petrece în țară, vă invit să mă urmăriți și
și pe contul meu de Instagram. Acolo postez zilnic chestii destul de interesante. Nu uitați să apreciați și să distribuiți acest video pentru ca mai multă lume să afle ce bardac se întâmplă la noi. Eu sunt Dorin Galben și țineți minte că un om bine informat este un om greu de manipulat. Cause I